Invit deci pe prima expozantă, domnișoara Calinca Sabina, în domeniul arhitecturii. Arhitectura pe plan internațional. Caracteristica esențială a arhitecturii, a romantismului în arhitectură, constă în extragerea trăsăturilor formale, în general în stil gotic, înțelese și folosite specific național, în țări ca Anglia, Germania și Franța. Romantismul în arhitectură s-a răspândit în Europa cu ajutorul unor manifestări sporadice, înscrise în tendințele feudalismului întârziat, ca reacție împotriva exagerărilor eclectice, dar și a uniformității clasice. De aceea, în arhitectură, romantismul constă într-o combinare de mai multe stiluri. În Germania, observăm în stil romantic Primăria Roșie din Berlin sau Catedrala din Köln, în special fațada și naosul, unde autorii au adoptat o poziție creatoare față de moștenirea trecutului. În Franța întâlnim în general catedrale și capele, cum ar fi Capela Saint-Louis din Dreux sau Saint-Ambroise din Paris, precum și Saint-Jean-de-Baptiste de Belleville din Paris. În Anglia însă observăm Palatul Parlamentului, în Palatul Westminster, iar cu forma sa actuală între anii 1840 și 1865. La realizarea sa au contribuit arhitecții Charles Barry, precum și August Welby Peugeot. Charles Barry a proiectat planul acestei clădiri, precum și fațada dinspre Tamisa, într-un stil clasic. În paralel, August Welby Peugeot a realizat detaliile și decorațiunile în stil gotic. Această fuziune între cele două stiluri au creat un ansamblu în stil romantic, specific Angliei secolului trecut. În proiectul său, Charles Barry a inclus trei turnuri, turnul victorian, cel mai înalt, de 103 metri, în partea de sud-vest. De asemenea, în centru întâlnim turnul San Stefan, cu o înălțime de 91 de metri, iar celebrul turn Big Ben are o înălțime de 96 de metri și adăpostește 5 clopote, dintre care cel mai important este clopotul Big Ben, a treilea greutate din Anglia, având o greutate de aproximativ de 13 tone. Însă castelul nu a fost dintotdeauna așa, forma sa inițială a fost în 1097, din care se mai păstrează un culoar, anume Westminster Hall, unde punem un sistem de grinzi de lemn de steșar sculptat. Întregul ansamblu are o lungime de 286 de metri, cele patru nivele ale sale adăpostind peste 1000 de încăperi. Circulația între aceste încăperi sunt asigurate de 3 km de coridoare și de peste 100 de scări. Din punct de vedere istoric, palatul a adăpostit numeroase evenimente, cum ar fi depoziția lui Richard al II-lea sau condamnarea lui Charles I. De asemenea, și procesele lui Sir Thomas More și Warren Hastings au fost ținute în acest edificiu. Palatul poate fi vizitat doar pe perioada verii, când Parlamentul englez se află în vacanță, fiind inclus în patrimoniul internațional UNESCO și ICOMOS. Ansamblul palatului constituie un simbol pentru Londra și pentru întreaga Marea Britanie, dar prin structura sa și prin relațiile care le-a stabilit cu întreaga istorie.